În biserică, iubiți credincioși, intrăm. Nu doar dorim să ne izbăvim de necazuri sau de boli sau doar ca să ne meargă bine, ci în primul rând ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu și trebuie să înțelegem că încă din viața aceasta putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și putem să trăim o viață curată, o viață cu onestitate. O viață așa cum Dumnezeu ne cere să o trăim. Nu pentru că am aduce un folos lui Dumnezeu prin aceasta, ci pentru că este singurul chip în care omul poate fi cu adevărat fericit și să-L cunoască pe Dumnezeu. Cum a spus tânărului care a venit spre el cu întrebarea ce să fac ca să am viață veșnică, știi poruncile, să cincezi pe Dumnezeu din toată inima ta, să nu-i mere lui Dumnezeu un deșert, pe părinți, să nu ucizi, să nu furi, și toate celelalte porunci pe care Domnul le-a descoperit poporului Israel. În toate aceste porunci, atunci când omul cu inimă curată va crește, va cunoaște pe Dumnezeu și va înțelege că în viața aceasta Dumnezeu pune în suflet o pace și o putere pe care nimic din lumea aceasta nu le poate da și nici o agonisită omenească. Nu ne promite Dumnezeu că nu ne vom îmbolnăvi și noi ca toți ceilalți oameni, că nu vom trece prin crize. Nu ne făgăduiește Dumnezeu că va fi pace pe pământ desăvârșită. Dar orice criză și orice boală va fi asupra noi. O vom duce altfel, cu altă putere, cu adevărată nădejde și rugăciunea celui drept poate să oprească și război, și boală, și suferință.